Alexandru Ciucu este alături de noi. Bine ai venit, Alexandru! Bună ziua bărbatului, nu, în primul rând încep cu un cadou pentru tine. Mulțumesc! Ți-am adus, că nu pot să scot... Mulțumesc, te pup! Mulțumesc! Am fost ca dau un buchet de flori pentru ieri și un eșarfă. Am adus și pentru Șurubel și pentru Bogdan. Mulțumim. Pentru fiecare câte un papion. Da, mulțumim. Exact, și asta pentru că este, asta e vorba. Pentru că este ziua, este luna dragostei, să spunem. A început cu 14 februarie și se încheie acum cu 8 martie. Vrei să fiți atenți ce scrie pe materialul din care sunt făcute papioanele. Să nu se încheie niciodată luna dragostei, să fie așa o lună perpetuă. Să fie mileniu dragostei. Exact. Alexandru, cum sărbătorești? Zi, întreabă tu mâna. Cum sărbătorești ziua bărbatului? Iată, venind la voi, am lucrat tot anul trecut la colecția pe care am venit aici să o prezint și sărbătoresc prezentând colecția de bărbați și cu o surpriză, pentru că ieri a fost ziua femeii, cu o mini colecție, o ediție limitată de ținute pentru doamne, pentru că m-am specializat între timp și pe lucrul ăsta. Lumea nu știe, este o surpriză pe care o ne bucurăm tare, e plin platou, e plin platou de creații Alexandru Ciucu și abia așteptăm să le vedeți și voi. Uitați, am umplut pe aici. Da. Și o să le vedeți exact imediat. Alexandru, știu că ai trecut printr-o perioadă nu tocmai destul de grea pentru tine, aș putea spune, dar sper că lucrurile s-au așezat cumva și aș vrea să te întreb cum e viața ta acum după divorț. A fost un an, cel mai greu an din viața mea, cel care a trecut. Lucrurile sper să se îndrepte anul ăsta și să fie mai bine pentru toți, în mod special pentru copii. Mă înțeleg foarte bine cu copii, este un lucru fantastic, le-am făcut mucenici, m-am specializat... Ai gătit tu? Da, am gătit Alexandru eu. Alexandru Cucu face mucenici, da? Da. Ciucu face mucenici, deci vă rog frumos... Da, mai mult decât atât, m-am specializat chiar în diferite preparate, reușesc să fac o supă de pui, strecurată, cum le place fetițelor mele, în mai puțin de o oră, cu tot cu timpul de răcire. Cred că poți să le faci și fondue acum, că ai fost la Paris. Ce ai făcut acolo? Am făcut un master în luxury brand management, în traducere managementul unui brand de lux. Și am învățat cu ocazia asta încotro se îndreaptă moda, pentru că moda este un subiect foarte, foarte, să spunem așa, neliniștit. Dinamic. Da, nu reușește să-și găsească deocamdată direcția. În era asta super digitalizată, super tehnologizată, există tot felul de încercări. Deocamdată se duce către zona de NFT, dar încă tehnologia și digitalizarea n-au reușit să pătrundă efectiv în zona de haine. Și se caută lucrul ăsta. Exact. Și apropo de modă, astăzi ai venit și cu câteva... E o prezentare de modă, practic, autentică, ca să-i zic, să numesc așa. Este exact genul de prezentare de modă pe care am făcut-o a doua oară la Monaco. Genul de... Mă refer în 2013. Am făcut-o tot așa pe manechini de croitorie. Știi, ăștia nu sunt manechini de prezentare de vitrină. De catwalk, evident, și nici de vitrină. Sunt manechinii noștri de croitorie, tocmai ca să induc ideea de bespoke, ceea ce facem noi, eu și echipa mea de la atelier, pe care o și salut. Sunt convins că se uită toți la televizor acum. Voiam să te întreb dacă știi înseamnă bespoke. Nu știu. Alexandru, bespoke înseamnă croitorie. Croitorie făcut pe comandă și luat măsurile și făcut. Dar nu înseamnă made to measure, e foarte important de spus. Da. Avem aici surpriza. Da, asta este surpriza pentru doamne. Da, exact. Este o mini colecție, o ediție limitată. Da, ce material ai folosit? Mătase, merg doar pe mătase, merg ca și în cazul bărbaților pe cele mai exclusiviste țesături, pentru că așa cum v-am obișnuit și până acum și mai ales după studiile pe care le-am făcut la Paris, ar fi anormal să folosesc alte materiale decât cele mai bune și cele mai prețioase. În cazul de față este vorba despre mătase italienească, iar dacă o să te duci și să pui mâna, să simți cum arată, cum se simte căptușeala pe dedesubt, ea este cupro. Lumea n-a auzit foarte multă lume în România și nici în afară despre acest material. Este aproape la fel de prețios ca mătasea, doar că are proprietăți mult mai bune în contactul cu pielea. Cu pielea. Dacă, da, e foarte, e foarte este fascinant la atingere. Este foarte, păi, de foarte bună calitate. Eu nu permit să pun mâna pe sub. Da, să pot să... Adică nu, că trebuie să vedem exact, să exemplificăm. Pentru că vreau să ajungem și la... Deci asta e mătase? Da. Exact. Da. Da.
Cum se simte pe dedesubt? Imaginează-ți când o îmbraci. Să pui pe piele. Eu am venit doar în partea asta aici, pe manichinele de croitorie, pentru bărbați. Hai să vedem cine e pregătit aici. Alexandru, te invităm aici la... Costumele astea frumoase, da, arată, vezi? Ia uite, te-ai dus tot da, este... Păi nu, sunt, n-ai cum. Uite, colecția mea de bărbați se împarte ca de obicei în două, zona de ceremonie de seară și zona, dacă vreți, de ceremonie de zi sau casual. Dar în zona de ceremonie de seară vreau să vă vorbesc efectiv întâi de toate despre acest sacou pe care este imprimat ca și pe papioanele voastre, nu e întâmplător. Poți să zici tu ce... Love, am văzut. Love. Este love scris în toate felurile, cu toate caracterele. Mi s-a părut o alegere foarte interesantă pentru un costum de mire. Iar următorul, de care vreau să vă vorbesc, are acest efect de diamant, dacă o să te uiți. Materialele sunt foarte prețioase, sunt lână, cu mohair. Și cum să reușesc să te pună într-o lumină aparte, fără să te scoată prea mult în evidență. În evidență. Știți ce mi s-ar părea autentic? Pe costumul de mire să scrie numele miresei. Ca să fie, să fie clar așa că e luat. Așa în pattern-ul păi, ăsta. Păi așa și scrie. Nu spunem de multe ori femei iubite, love. Da. Dar asta e și ideea. Eu m-aș mai face o dată mire și m-aș îmbrăca sincer dacă mă întreb pe mine cu asta. Da, asta este un pattern foarte drăguț. Este un pattern foarte elegant, discret și da, care totuși te pune într-o în valoare. Uh-huh. Iar pe zona asta altă de casual zi sau de zi, asta pot fi inclusiv costume de ceremonie de zi, de cununie civilă. Da, inclusiv... dar aș putea să mergi și la o întâlnire de afaceri, așa, dacă aș avea întâlnire absolut, de afaceri. Absolut, cel puțin în ziua, în ziua de astăzi. Dacă ar vrea să fac o afacere cineva cu cineva Suruben. O afacere cu da, mine. Da, încă nu, așa. Bun. Și dacă observi, toate astea pe care toate ținutele de zi le-am asortat cu helancă, asta pentru că se observat. Poartă foarte mult, anul ăsta s-a purtat foarte mult, este momentul loverului pe gât. Și este în același timp comod. Da. Și arată destul da, de bine, arată cu foarte un, bine cu un sacou. Toate marile staruri, dacă vrei, Tom Ford, Giorgio Armani, Alexandru Ciucu astăzi, vorbesc de cele internaționale, da, chiar și eu astăzi, dar vorbesc de chiar de marile staruri internaționale, masculine, o să vezi că în ultimii 2 ani, aș putea spune chiar, poartă helanc. Știi ce mi inspiră mie? Asta este un look de director de firmă internațională, de multinațională, știi? Cumva când ți-a intrat directorul în restaurant acolo. Dar de ce ți încheie asta așa? Da, ușor, m-a văzut pe mine și da. Da, exact. Ce materiale ai folosit pentru colecția de zi? Lână, în primul rând, dar este de obicei lână cu mohair, lână cu bumbac, lână cu mătase, astfel încât în timpul verii să fie mai răcoroase. Dacă ar fi doar lână 100%, nu ar fi chiar așa de răcoroase. Corect. Am văzut și am mers foarte mult pe culori, pentru asta culori îndrăznețe și pe desene îndrăznețe. Adică prima oară când am văzut, a trebuit să aleg materialele, știi, și le-am văzut, pe asta mi s-a părut puțin cam mult. Dar după aia mi-am zis, ok, dar suntem în 2023, după pandemie, lumea vrea să înflorească, să explodeze cumva. Chiar da. Și nu mi se pare nimic exagerat. Evident că dacă vrei să fii chiar low profile, o să-ți alegi așa ceva. Dacă vrei să ieși în evidență mai mult și mai ales că vine vara, vara se poartă culori, vara se poartă desene mari. Îți iei verde, le mint. Îți iei verde, poți să-ți iei și acest maro cu caro lila, să spunem. Lila, da. Aș vedea și o pălărie la costumele astea. Aș vedea, pe genul british, așa, nu? Da, ele sunt gândite foarte. Și da. Mereu mă gândesc la un iaht. Când creez colecția de vară, mă gândesc totdeauna dacă pot fi purtate pe un iaht cu o pereche de pantaloni albi, cu niște mocasini în picioare. Tu ești din Monaco, deci din București, din Moscou de București, dar e adevărat că am văzut destul de multe lucruri. Alexandru Ciucu, mulțumim tare mult și cu mare drag oricând. Și îți mulțumesc și eu pentru cele două costume pe care mi le lași cadou de aici. Ți le-aș lăsa, dar să știi că nu sunt măsura ta, dar eu fac doar pe măsură, dacă vii, pot să fac chiar și pe măsura ta, care e foarte slim. Perfect, mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Alexandru Ciucu,